Să bea și cafeaua astăzi. Și azi dimineață e vreme de cafea, deși este vineri. Deși suntem cu un picior în weekend, o cafeluță n-a făcut rău nimănui. Bună dimineața, ce faceți? Cu mască sau fără mască? Îmi scrie cineva la comentarii, că de-aia discutăm. Să primesc după aia comentarii de la care să reînodăm un fir al poveștii. Îmi scrie cineva la comentarii, zice, Doamne, de toate ne-or pus, domnul Bendea, de toate ne-or pus, ne-or pus acum mască, mai lipsește să ne pună și corne. Asta e cam bancul ăla, știți? I-a spus cineva la unul că îi pune soția corne și el s-a dus disperat la medic. Zice, domn doctor, mi-a pus soția corne și zice, nu se văd. Oare am lipsă de calciu? De rurino, no, no. Da, le cam avem pe toate, ce să zic. Și Bitman e supărat pe faza asta că trebuie să purtăm, da. Domnul Bitman, solistul ăla, cu ți-am dat un inel, trage apa după el. Mare cât e de mamea, mare cât e de... Știi, ăla cu și bărbații mâlând câteodată. Domnul Bitman, tare supărat, zice, nu mai rezist în condițiile astea, e degradant pentru mine ca artist, e degradat pentru mine. Ați auzit roalertul? Tot timpul în Cluj-Napoca, roalertul sună. Dacă nu sună un telefon la un nesimțit, dar ceva sună. Bine. Da, și domnul Bitman la domnul Gâdea, că numai peste domni călcăm în țara asta, a zis că e imposibil așa ceva, n-a mai avut concerte de 7 luni. N-au mai fost bani, domnul Bitman, așa-i, n-au mai venit banii de pe la primării, n-au venit banii de pe la concerte, când făcea el spectacole de zeci, sute de mii de euro pe la primării de sector și le mulțumea primarilor. Și lăuda, zice, așa ceva nu există în România. Păi s-a făcut un studiu, adică nu s-a făcut un studiu, cifrele ne arată. Când Vaslui și în Giurgiu, din banii prevăzuți, niciun leu nu s-a cheltuit pentru sănătate în vremurile bune. Numai pe chestii de distrat poporul, artificii și pelerinaje. Și atunci ne mai mirăm? Nu ne mai mirăm. Deci, domnul Bitman, ați câștigat destul. Mai puneți și la saltea. După ce trece perioada, vin banii, îi mai puneți și la saltea, că dumneavoastră la saltea a spus numai manechine, da? Ei, v-a plăcut știrea asta de început? Normal, eu sunt fel de ro-alert, dar pe știri bune. Numai cu știri bune. Și ieri în București a apărut în sectorul 2, într-o intersecție, o vulpe. Nu vulpița cu viorel, o vulpe patrupedă. N-a sunat la nimeni telefonul, că nu s-așteptau bucureștenii să le vină o vulpe. Ei s-așteptau să le vină Nicușor Dan, primar la primăria capitalei. De o lună, săracul, nu-i validat. Și el a făcut conferința de presă undeva pe lângă o stație de autobuz, treceau pe acolo troleele pe lângă el și el încerca să vorbească, să spună că este sabotat de către PSD-iști. Normal că e sabotat de PSD-iști. Au făcut ăștia fel și fel de reclamații, de contestații și tot doamna Firea a rămas în primărie. Doamna Firea încă semnează acolo, s-a pozat aseară și a scris, zice, I'm still here, I'm still still, adică sunt tot aici și sunt tot ca oțelul, nici pandele nu îndoie. Ori îndoit ăștia la vot cu ștampila, dar văd că nu se lasă dusă. O zis Nicușor Dan acolo la marginea drumului în conferință de presă că problema asta a termoficării una dură. Și va fi o iarnă rece pentru bucureșteni. La care doamna Firea a spus, zice, dacă nu face față, să-și dea demisia. Păi doamna Firea, ăsta nu-i validat, încă nu-i primar. Vorbește de pe marginea trotuarului. Extraordinar, mă. Politica asta, doamna Firea, doamna... Da, lasă că vine Berbeceanu. Dream Berbeceanul, cel care a anihilat o grămadă de rețele. Ultima a fost o rețea de paianjen din servieta domnului Vela. Vine prefect la capitală, că tot vorbeam de pensionari în politică, de pensionari, de așa. Domnul Berbeceanu, un tânăr pensionar, vine prefect la capitală. Acum să-l vedem, că până acum a fost consilierul lui Vela, nu s-a văzut nimic. Poate ca prefect să vedem, face, nu face. Că frecușurile sunt mari. Uitați-vă și în Timișoara, oraș vestic, oraș multicultural, nu se pot înțelege useriștii cu peneliștii. E și primar Friț. Și acum se fac acolo în Consiliu majoritățile, da? Ori câștigat și useriștii și peneliștii niște mandate de consilier, ori negocia puternic 3 zile și pe când să semneze alianța USR-PNL pentru 4 ani de conducere a Timișoarei, peneliștii au zis că, știți, noi ne mai gândim. Deci când investești într-o fată, iei bomboane, o duci la suc, o duci la film, o duci și pe când s-o... Nu știu, mă mai gândesc. Dar au zis, domnul Friță, rumâna. Au zis domnul Friț că dacă peneliștii nu se dau pe brazdă,
vor face alianță cu PSD-ul. Vedeți? Totul se contura spre o alianță de dreapta, PNL-USR+. Și acum, în diverse municipii, în diverse reședințe de județ, nu se înțeleg. Băi, da, să stea la aceeași masă useriștii cu PSD-iștii, e cam greu. Se va reface USL-ul? Ia ziceți voi, se va reface USL-ul? Nu știu. Oricum lumea îi foarte împrășteată cu gândurile acum, că urmează parlamentarele. Urmează alegerile parlamentare, să uită ăștia, îți pe listă, nu îți pe listă, voi fi pe listă, Gabriel Oprea. Știți pe Gabriel Oprea? Candidează de independent. Oprea cu sprâncenele. Oprea de independent, nu-i rușine. Fiul lui Piedone, după ce Piedone e și primar la capitală, fiul lui Piedone e pus pe listele parlamentare undeva în Moldova, mă, dar nu-i rușine. E destul unul pe familie, da? E destul un infractor pe familie să fie demnitar. Dar doi, hai să fim serioși. În Cluj-Napoca, în Cluj, mă rog, o situație interesantă de la USR, l-au propulsat primul pe liste pe un tip care, cică vorba domnului Gadola, care e unul dintre cei mai bogați clujeni, să nu zic ardeleni, cât lucra angajat la el, 80% din timp stătea pe canale interzise adulților, minorilor. Deci 80% din timp stătea pe canale pentru adulți. În 20% din timp exersa ce-au văzut pe canalele alea. Și ăla deschide lista la Senat din partea USR. Mihai Goțiu, el spera să fie, da? El a fost dat mai jos. Goțiu ce-a făcut? A mers și el în Parlament din partea USR mandatul trecut și a dormit. Două dormi cu folos, că după aia s-a dus, s-a luat de hoții de pădure, a obținut niște legi, niște schimbări în legi și a făcut ceva totuși. A dormit, da, mai și făcut. Ăsta săracul nu o să piardă timpul dacă iese, că iese primul de la USR pe listă, ăsta cu 80% din timpul liber pe canale interzise minorilor, ăsta nu o să piardă timpul. Ăsta în Parlament o să fie atent din toate părțile și cu șervețelul la el. Unii ar dori să fie în două camere. Românii nu își permit o garsonieră, alții doresc două camere. Doamna Violeta de la Muncă, ministra Muncii, așa, depus candidatură și la Camera Deputaților și la Senat, să fie sigură că iese. Bineînțeles că eu spus că nu-i legal, că nu-i, dar vedeți ce înseamnă să fii ministru muncii, să muncești, să nu te lași, să... Doamna Dăncilă n-a prins post pe nicio listă, să zic așa, dar a început să scrie editoriale. Doamna Dăncilă scrie editoriale în engleză, în Ierusalem Post. Bă, ești nebun? Primul editorial se intitula Europa trebuie să aibă o relație mai bună cu Rusia. Deci știm cine scrie editorialul, cine îl plătește. Doamna Dăncilă, editorialist în engleză, mă, în Ierusalem Post. Ea a crezut săracă că e de dansat Ierusalema. Ierusalim, păi ea nu face diferență între Ierusalim și Tel Aviv. Podgorița și știți voi, da? Și acum a ajuns. Tot ăștia care și-au băut cerneala, ajung să fie formatori de opinie. Dar cine îi bagă în seamă? Noi băgăm în seamă numai raw alert-ul, băi, dar v-am zis, ieri a fost, ieri dimineață ne-a luat în surprindere, piuitura aia, soacră mea săracă, așa cum are țiuituri în urechi, din 5 în 5 minute, zice, ia vezi, am uitat ceva pe foc, ia vezi, am spart ceva, ia vezi, au dat copiii jos un pahar, abia s-a liniștit aseară după raw alert. Raw alert-ul ăla de ne-a spus că trebuie să purtăm mască. Și acum iarna noi ardeleni așteptăm numai sfatul de la raw alert. Când să punem chiloți, când să ne luăm mânuși croșetate de lână, pentru că raw alert-ul spune, purtați mască, purtați fular, purtați țar, purtați nădragi, nu-i așa? Raw alert, consultantul vestimentar din viața ta. Aseară s-o liniști soacră mea un pic după ce o dat de ac al doilea gol pentru CFR. Știți că o bătut CFR-ul cu 2-0, o bătut pe Sofia, pe Bulgari, da? Știrile de la sport au început cu Becali vinde un jucător cu 15 milioane de... Uite, cu Helan Castea zici că Becali în a treia tinerețe. Că așa încep știrile. Degeaba bate CFR-ul că încep știrile cu Becali care a mai vândut, care a mai făcut, care a mai mâns o oaie, înțelegi? Și după 2-0 și-o revenit soacră mea, zice, n-o punem un pahar de cămeneș. E un fel de... Eu nu pot să zici pălincă, ceva. Pălincă cu mirodenie... Știți cum când tăiam porcul, când se tăia porcul, nu de pe listă, se făcea un fel de țuică fiartă, vinar fiert, îi ziceam acolo. Puneam cuișoare, puneam chimen,
un pic de zahăr și să prindă culoare. Nu zice, punem în cămineșcă. Parcă acum am scăpat de ro alert. Vă rog frumos, în weekendul ăsta, nu mai alertați pe soacră mea. Că după aia ea mă alertează pe mine și eu vă alertez pe voi și suntem ca Pepsiu. Dacă ne alertezi, n-ai făcut nimic. Am ajuns la capătul și acestei săptămâni. Ziceți și voi, cum a fost? Bună, rea? Bună. Dacă ne putem exprima opiniile pe net și în sfânta zi de vineri, de Pentecost, de vineri, înseamnă că e bine, nu? Urmează un weekend plăcut, cel mai lung weekend din lume, că sâmbătă spre duminică se schimbă ora, nu-i așa? Dormim cu o oră mai mult. Duminică, data de 25, va fi ziua cu 25 de ore. Aștept în comentariile voastre să-mi spuneți ce veți face în acea oră în plus. Bine că e cam noaptea și nici nu se vede. Nicu Bende am fost. A fost o plăcere să beau și în săptămâna asta, la primele ore ale zilei, cafeaua cu voi. Mulțumesc de urmărire, aștept comentariile voastre, reacțiile voastre, se regăsesc în comentariile la acest video. Mulțumesc pentru atenție și scuzați dacă v-am reținut din activități mai importante. Un weekend pe măsura inimii voastre vă doresc.